Vreme capricioasă, temperaturi modeste, dar și precipitații slabe. De asta vom avea parte în primele două zile de Paște. Mai multe amănunte despre vreme, dar și câte grade vom avea în termometre în această perioadă, ne spune Mădălina Barbonie. Bun găsit, Mădălina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vremea va fi înșelătoare și cerul va fi variabil cu înnorări și precipitații slabe pe arii restrânse. În noaptea de înviere, vremea va fi răcoroasă cu temperaturi minime de 5 grade. Duminică, vremea se va răci ușor în majoritatea zonelor, maximele ajungând până la 19 grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și local, îndeoseb ziua vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Pe crestele montane, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Luni apare din nou soarele, dar temperaturile scad ușor, astfel că termometrele vor indica maxim 15 grade.